A fost depistată o femeie în vârstă de 37 de ani, în timp ce oferea spre vânzare în municipiul Orșova articole de îmbrăcăminte și parfumuri ce poartă însemne identice cu mărci înregistrate, dar contrafăcute. În data de 17.11.2022, ora 12.30, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Orșova, în baza informațiilor deținute, au executat o acțiune ce a avut ca scop prevenirea și combaterea încălcării dreptului de proprietate intelectuală. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Orșova, în baza informațiilor deținute, au executat o acțiune ce a avut ca scop prevenirea și combaterea încălcării dreptului de proprietate intelectuală. În urma activității a fost depistată o femeie de 37 de ani din județul Timiș, în timp ce oferea spre vânzare în municipiul Orșova articole de îmbrăcăminte și parfumuri ce poartă însemne identice cu mărci înregistrate, susceptibile a fi contrafăcute. În cauza a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. Bunurile în cauză au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.